Domnule Vasile Negru, cursul în județul Vaslui este o realitate. Stârnește și panică, stârnește curiozitate, stârnește admirație. Ce ne puteți spune pe marginea prezenței acestui animal sălbatic în pădurile vasluiene? Vreau să vă informez în modul cel mai corect că ursul brun a devenit o realitate pe teritoriul județului Vaslui. Apariția lui a fost sesizată de către vecinii mei de la Neamț din anul 2021, dar datorită înmulțirii lui excesive, nemai având teritoriu și habitat natural pentru creștere și dezvoltare și hrănire, atunci ele au fost nevoie, datorită înmulțirii necontrolate, să ocupe teren cât mai mult. Este adevărat că porțiunea din Pădișul Central Moldovenesc, cuprinsă între râul Siret și râul Prut, nu a avut niciodată pe teritoriul acestui ținut, nu a existat ursul brun. Ursul brun este o specie care trăiește în marile păduri de codul din Carpații României și din zona subcarpatică a României. Datorită unei directive, directiva carnivore mari, elaborată de către Comisia Europeană, 4 specii de carnivore mari pe teritoriul României sunt acum interzise pentru recoltare, adică pentru împușcare. Este vorba de specia pisică sălbatică, specia lup, specia râs și specia urs brun. Efectivele optime pe teritoriul României este de aproximativ 6.000 de urși care poate să ducă tot lanțul carpatic și cu zonele submontane și care, de fapt și de drept, este habitatul, locul unde urșii au sălășluit, au trăit, s-au mulțit și au fost depistați dintotdeauna. Înmulțirea lor excesivă, datorită acestei prevederi a directivei carnivore mari, a dus și la ocuparea de noi locuri, terenuri, pe care ursul să poată trăi, să poată mulți și în special să se hrănească. Este cunoscut că existența vânatului depinde de 3 factori principali. 1. Liniște, 2. Hrană și 3. Apă. Dacă acești 3 factori concurează și se îmbină perfect, atunci creează condiții propice, excelente de creștere și de mulțire a tuturor speciilor de vânat, inclusiv a ursului brun. Trebuie să menționăm și să informăm populația în modul cel mai corect. Ursul brun face parte din carnivorele mari. Pe teritoriul României această specie nu are nici un dușman natural. El se află în vârful lanțului trofic. Singurul dușman potențial pe care îl poate și îl are ursul în prezent este omul, specia om, Homo sapiens. Omul poate să intervină în viața lui pentru reglarea numerică a populației de urși doar cu arma, prin recoltare controlată și bine gândită și selecționată. Domnule director executiv, mai am o întrebare. Cam câți urși totuși sunt în județul Vaslui? Sunt ferm convins că asociația pe care dumneavoastră o conduceți deja i-a identificat și îi monitorizează. Deci noi avem informații ce am identificat, ce am văzut, ce am reperat, ce am văzut și diferă de la individ la individ, la exemplar, la exemplar. Avem 2 ursoaice cu pui care au fost vizionate în mai multe locuri. Și câți pui au fiecare? Una are 3 pui, una are 2 pui. Deci, automat, mai sunt încă într-o familie 4 exemplare și într-o familie 3 exemplare. Astea sunt separate de ceilalți urși masculi care, de regulă și în mod natural, ei trăiesc solitari, sedentari, nu se amestecă și nu deranjează ursoaica în procesul de alăptare, creștere, îngrijire și hrănire al puilor de urs. În ce zonă a județului? Deci aceste femele au fost observate pe partea nordică a județului Vaslui, respectiv acum duminica trecută a fost reperată deasupra suburbiei Rediu
aparținând municipiului Vaslui și a fost văzut între comuna Cozmeș, satul Făstâci, și comuna Oșești, satul Pădureni, a fost văzut cel de-a doua femelă cu pui. Trebuie să știe populația că ursul este în permanență mișcare, este în permanență căutare de hrană, preferă locurile umede, preferă locurile liniștite, nu-i place ursului să fie deranjat. De aceea informez populația în modul cel mai serios posibil și să înțeleagă. Pentru că ursul, fiind un animal destul de puternic și destul de voinic, nu este câine, nu este ursul, poate să ajungă și la greutatea de peste 350 de kg un urs mai în vârstă, care depășește vârsta de 10 ani. Ursul, dacă este deranjat, dacă este hăituit, dacă este fugărit de oameni, cu bâte, cu ciomege, cu sape, cu greble, cu furci, sau este hăituit cu câini, să știți că imediat se întoarce pentru a se apăra, el acumulând un grad de stres mai ridicat, fapt pentru care intervine și se întoarce înapoi și ucide. Poate să ucidă orice exemplar de câine, indiferent ce este, printr-o simbără lovire cu ghearele, este un animal foarte puternic, și poate să ucidă și oameni dacă, făcând gesturi necugetate, nefiind instruiți, oricând pot fi expuși unui accident care poate fi fatal. Domnule director, spuneați că cele ursoaicele a stabilit locațiile, ce restul până la 10, 13, dacă nu și mai mulți. Deci urs s-a văzut și pe raza comunei Alexandru Vlahuță, urs s-a văzut și pe raza comunei Vănești, urs a fost văzut și pe raza comunei Lipăvăț, a fost văzut și pe raza comunei Bogdan, a fost văzut pe raza comunei Bogdănița și pe raza comunei Deleni și pe raza comunei Duda Iepureni și pe raza comunei Roșie și pe raza municipiului orașului Negrești și pe raza comunei Gârceni, pe raza comunei Rafaila, pe raza comunei Pungești și de asemenea am avut acțiuni și intervenție rapid de la urs pe raza comunei Vănești în punctul numit Ursoaia. Spuneați că un prieten al dumneavoastră l-a văzut zilele trecute la capra. Da. Miercurea trecută a trecut ursul prin spatele schitului Bogdăniței. Așa, ursul a venit dinspre Alexandru Vlahuță, satul Găvan, și a trecut și a continuat drumul pe culme spre pădurea de la Căpușnin, pădurea de Codru, aparținând comunei Lipovăț. Ursul în momentul de față găsește suficientă hrană pe teritoriul județului Vaslui. De asemenea, sunt destule stâni și ferme de bovine amenajate sumar. Informăm populația și le atragem un semnal de alarmă sub formă de prevenire să aibă foarte, foarte mare grijă de propriilor animale, ovine, bovine, caprine, pentru că eminenta apariția ursului este în apropiere. Oricând, la orice oră, poate să apară. Ursul se mișcă tot timpul. Dacă la Bârlad, domnule Vasile Negru, iată, ursul încă nu a apărut, n-a fost văzut în zona orașului Bârlad. Deocamdată, la Huș, a apărut pe raza comunei Duda Iepureni, a trecut de pe fondul Valea Tielului, pe fondul Darășești. Bănuim că se va întoarce înapoi, nu se duce spre Prut, pentru că nu are zone păduroase acolo. Sperăm că se va stabili în masivul Dobrina, în masivul Valea Tielului, Șișcani, Barboș, ori revine înapoi în masivele de Codru, de pe raza ocolului Vaslui, Brodoc sau ocolul Silvic Bârlad. Se vorbește despre relocarea urșilor. Eu nu cred acest lucru. Dumneavoastră, ce ziceți? Relocarea unui urs impune un efort destul de mare. În primul rând, apariția ursului, apariția comisiei, a echipajului de intervenție rapidă pentru relocarea unui urs, trebuie în primul rând, ursul trebuie tranquilizat. În momentul când a fost tranquilizat cu somnifer, el adorme, într-o perioadă foarte scurtă,
trebuie să ai mijlocul de transport pregătit, trebuie să ai cușca adecvată și echipaj uman care să intervină de îndată, să-l recupereze, să-l introducă în cușcă, să-l transporte la camionet acolo cu care urmează să fie relocat. Dar... Deci teoria conspirației pică în cazul ăsta. Dar vorbind de relocare, nu cred că deocamdată nimeni nu și-a manifestat dorința de a primi pe raza unui oate un urs capturat, tranquilizat prin metodele corecte și cele legale. Deci urșii de pe teritoriul Vaslui au venit singuri. Migrație naturală. Migrație naturală, a trecut, s-a scăldat în râul Siret, s-a deparazitat, s-a plimbat prin valurile râului Siret, ținând cont că are un debit destul de mare, după care s-a scăldat pe plajele noastre, s-a uscat părul și a început să-și continue vizita pe noi terenuri ale prodișului central moldovenesc. Da, domnule director, din păcate a uitat, sau domnul Urs n-a știut că în pădurile vasulene se pun din ce în ce mai multe lațuri pentru avem capturarea în avem, avem o situație mai deosebită pe raza comunei Oșești, satul Pădureni și Negrea, unde o comunitate mai mică, care sunt stabiliți acolo, practică aceste metode ilegale de capturare a vânatului, fapt pentru care vă informez că avem un dosar penal pe rol, în care noi ne-am constituit parte civilă pentru suma de 8.000 de euro pentru acești răufăcători care au capturat în mod ilegal cu lațul, atât specia mistreț, căprior mascul, căprior femelă și de multe ori în perioadă interzisă pentru recoltare. Fapta se numește braconaj, orice faptă care duce la capturarea prin orice metodă ilegal a vânatului constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește conform prevederilor legale și ale codului penal în vigoare. Inclusiv ursul a căzut. Inclusiv ursul, primul urs care l-am capturat, l-am găsit acolo în zonă, fiind foarte multe lațuri aduse și puse către acei băștinași. Noi știm, au fost preveniți, au fost cercetați, au fost anchetați, în schimb este foarte, foarte greu de lucrat cu ei, la ei au devenit o practică. Sunt dosare pe rol, în cercetare, sunt și în instanța de judecată, așteptăm soluția definitivă și sperăm cât de cât se înseamnă. Am făcut controle cu personalul angajat, cu membrii vânători, am periat toată zona, am adunat câteva roabe de lațuri, special făcute, cu multă măestrie, cu multă dibăcie și cu multă pricepere. Noi știm, facem pânde, facem patrule și sperăm să putem preveni, dacă nu în totalitate, măcar cu un procent destul de ridicat, acest fenomen de plantare a lațului. Cât de dificil a fost operațiunea de eliberare a ursului? Operațiunea de eliberare a ursului a fost dificilă pentru că a fost în premieră pentru județul Vaslui și nu eram organizați. Dar am informat în timpul cel mai scurt conducerea noastră de la București pe domnul ministru al mediului. Am primit toate indicațiile corecte și legale și pașii care îi avem de urmat. Am avut un sprijin deosebit de rapid din partea Direcției Sanitare Veterinare cu firmul domnului dr. Pound de la Vaslui, care deține echipaj pentru tranquilizare, oameni perfecți, pregătiți, bine documentați, bine informați, care la momentul respectiv ne-a fost de mare sprijin și de mare ajutor și cu mult profesionalism, am reușit să-l tranquilizăm, să-l eliberăm. Toată lumea a dat ascultare dispozițiilor noastre care au fost corecte și legale. Practic am izolat zona, nu am lăsat să pătrundă într-un perimetru de 200 de metri acolo unde ursul era capturat și se zbătea în lat și urla. N-am lăsat să pătrundă nimeni pentru a nu stresa mai tare ursul, el era destul de mare, și să nu-l mai stresăm în vederea slăbirii lațului și ruperii acestora, care reprezenta după aceea, ursul fiind atât de stresat, un real pericol pentru cei ce se aflau în zonă. Populația a înțeles,
au dat curs celor indicate de noi, au fost prezenți toate organele abilitate de lege, Garda de Mediu, Garda Forestieră, reprezentații IPJ de la Armii și Muniții, de la Serviciul Criminalistic, personalul silvic de acolo din zonă, personalul nostru autorizat, inclusiv primarul comunei Oșești, care de fapt și de drept răspunde de, este președinte comitetului comunal pentru situații de urgență, a fost prezent și ne-a dat înțelegere și colaborarea corectă și legală ca să noi să rezolvăm într-un timp scurt și rapid situația creată. Domnule director, un sfat în încheierea acestui interviu vis-a-vis de cei care se întâlnesc cu ursul sau de cei care mai încearcă pe căi ilegale să prindă ceva vânat. Eu sfătuiesc cetățenii în marea majoritate să înțeleagă accesul în pădurii numai dacă este strictă necesitate. Să țină legătura cu personalul silvic de teren și să meargă numai pe locurile indicate de către acestea. Să dea ascultare și înțelegere personalului tehnic al gestionarului fondului de vânătoare. Să fie foarte atenți când se deplasează în pădure după ciuperci, fragi, mure și alte plante medicinale care doresc să le achiziționeze sau să le recolteze din pădure. Informez populația că ursul când este speriat se stresează și după aceea se întoarce cu o viteză fantastic de mare și ucide. Deci ursul nu iartă, ursul este un animal adevărat, un animal care este speriat, stresat și singura lui șansă de apărare și de existență în natură este cea de a se apăra prin a ucide ceea ce îl deranjează în jurul său. Sfătuiesc populația, deținătorii legali, ovini, bovini, caprini, ca atunci când se sesizează un exemplar de urs, să nu se ducă cu câini, să nu se ducă cu furci, cu topoare, cu alte sculițe, sulițe spre ei pentru a-i speria. Să facă pasul înapoi, să suni de urgență la 112, să stea cu telefonul în mână, pentru că urmează să încheiem contracte de asistență cu majoritatea OAT-urilor, așa, pentru care orice OAT-ul, pentru orice intervenție, va primi bani înapoi de la Ministerul Mediului, special din fondul pentru mediu, de unde vin banii pentru orice acțiune de relocare, tranquilizare, capturare, îndepărtare sau speriere și alungare a speciei urs. Deci să înțeleagă că numai cu sprijinul vânătorilor și al gestionarilor fondului de vânătoare poate să ducă la o finalitate corectă, legală, a oricărei acțiuni de îndepărtare. Să nu ia niciodată o măsură unilaterală pe care ei o consideră binevenită. Deci ursul nu face altceva. În momentul în care se apără, populația trebuie să știe că ursul ucide. Nu face altceva decât ucide. Este un carnivor mare care se află în vârful lanțului trofic și nu iartă. Ursul din pădure nu este ca la de pluș, din fotoliu, din canapea cu care unele persoane, copii sau vârstnici, se joacă. Ursul adevărat nu face altceva, este carnivor, mare și ucide. Deci, atenție! Atenție la fermieri! Informez fermierii care aud și să se informeze și ei la rândul lor că să-și protejeze cu mare atenție animalele pe care le dețin în proprietatea lor. Să aibă garduri bune, să aibă stâlpi buni, pentru că în momentul în care un animal sălbatic din specia urs pătrunde, va face pagube imense. Iar aceste pagube pot fi de multe ori să se lese și cu surprize. Prinde omul nepregătit în stână, omul face gălăgii, ia un par o furcă să se apere și atunci îl stresează și mai tare la urs și unde simte pericolul mai mare, acel persoană, acel pericol îl atacă prima dată. Atenție, nu se glumește cu ursul. Ursul ucide, să știe, a văzut exemplar de urs, liniștit, nu face zgomot, nu face gălăgie, sună la 112, suntem constituiți și știm fiecare la rândul nostru ce avem de făcut și vom interveni cu maxim de rapiditate și profesionalism pentru a putea finaliza la bun sfârșit, fără pagube
și fără evenimente la ceea ce privește la om. Ursul ucide și trebuie avut grijă să nu te duci în ghearele lui niciodată.